Audiere extrem de importantă în dosarul morții Raisei, fetița de 11 ani ucisă de un polițist pe trecerea de pietoni. A fost găsită șoferița care a filmat accidentul și chiar a vorbit cu polițistul imediat după tragedie. Ce au reușit să afle anchetatorii, ne spune colega mea, Roxana Ciucă. Roxana, bună ziua! Bună ziua, Nadina, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. O audiere eșuată, aș putea spune, și vă explic imediat de ce. Și asta pentru că șoferița care se afla în spatele autoturismului de poliție, ne aducem aminte accidentul de pe la Minorului, când acel șofer a accidentat-o mortal pe Raisa și a rănit-o pe Marina. Aceea este speța. Ei bine, șoferița care avea cameră pe bord și se afla în spatele autoturismului de poliție, ce credeți? A șters imaginile pe care le-a surprins camera de pe bord, spunând că era telefonul prea plin, cu multe videoclipuri și că, fiind bunul său personal, așa a decis să șteargă respectivele imagini, plus multe alte clipuri, că memoria telefonului era plină. Polițiștii însă n-au crezut această variantă, drept pentru care s-au deplasat cu aceasta pe strada unde avea parcată mașina, dorind să ridice camera de bord în încercarea disperată de a verifica hardul respectiv, memoria acelei camere, ca să stabilească, să vadă dacă nu cumva printr-o minune ori mai exista ceva imagini pe acea cameră de bord. Foarte speriată această tânără și în momentul în care ne-a văzut pe noi jurnaliștii prezenți în fața brigăzii de poliție, a luat-o la fugă. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu testul poligrafie, de acord polițistul să facă, nu-i de acord și mașina va fi dusă la expertizare.